să nu-i furăm bocancii, mă, astea ținut. Adică cum așa permisiune? Într-un cuvânt ne-a făcut hoț pe față, șeful, dar e posibil? L-au sigilat pentru că a murit de o boală contagioasă. E, na. Ebola! Ebola, viroză, nu contează. Important este că trebuie să ne ocupăm de funeralile lui. De ce nu-i șeful? Pentru că este soldat NATO și trebuie să-i facem funerarii naționale, că a fost avansat și la gradul de colonel post-mortem. Comentarii? Vedeți, șeful, cum e lumea asta de dreaptă. Până și morții avansați la grad de colonel. Băi, eu n-avansez. O fi cinstit? Ce ai pățit, pupăză? O fi luat contagioasa. E Dadio? Pupăză a murit? Dă-i așa de bani! Să fugim că ne contaminează pe toți! Hai! Dai pe loc, drec! Pupăză! A murit unchiul Fănel! Te rog să te ocupi de cele creștinești, altfel o să mor și-o de inimă rea și o să ai cheltuială dublă. Cu drag, mătușa Frusina! Plânge de durere, mă, mititelu! Plâng de dragi! Plâng de dragi! Pârlitul naibii! După ce că nu mi-a lăsat nimic, acum mai pune și la cheltuială să-l îngrop. O să mă bage foame. Dar să dea naibii, dacă nu-l las la morgă acolo și nu-l îngrop absolut deloc. Oricum, mătușa mea nu poate să vină la mormântare că-i țintuit la pață răcuța. Uleu, pârlitul naibii, ce mi-ai făcut tu mie? Ia zi, voi, care-i treaba? Ți-am aranjat întâlnirea cu Dana. A, să rămână, princesă! Nu mă pune mâna. Ce crezi că eu nu știu, că tu vii de la contagios? E sigilat, deșteaptă-o! Mai e? Nu i-ați furat voi încă bocancii? Hai, bă, termină-te cu prostiile astea. Zic când e întâlnirea, că de-abia aștept mă văz cu ea. Bă, dacă n-am noroc la grade, măcar dragoste să am. Apropo de grade, vezi că i-am zis că ești colonel. Ce fai? Tipa e materialistă, ea nu umblă cu tilicarii, altfel n-avea nicio șansă. Da? Tu ai descurcat-o. Măi... Ai băut aici? Pentru că popa nu vrea să mai vină, mârlane. De ce, șeful? Au, zic că e contagios și nu mai vrea să vină. Trebuie să-i ții locul, neapărat. Îl țin șeful. Mare șmecherie. Doar dacă mi-i promuta și mie gradele de colonel câteva zile. Păi, tu îmi pui mie condiții, mă? Ia m-aș la carcere imediat. Da, șef, că a glumit, ce bai atât. Am vrut să vă verific cum stați cu nervii, să nu fi contactat, Doamne ferește, boala mortului. Dar dacă vă enervați și sunteți vivace, n-ați luat-o sigur, ați scăpat. Semnați aici și aici. Dar cum m-ați găsit? Ne-a dat mătușa dumneavoastră datele. În 48 de ore trebuie să vă înhumați, altfel este amendă. Aveți cu ce să luați sau vă dă mașină? Dați-mi dumneavoastră ce să... 10 lei noi pe kilometru vă costă. Ah, stați că am uitat că de fapt îmi trimit mașină de la unitate. Sunt așa amețit, cred că de la supărare că... Ce te ui strașcă ca boul la galantar. Pune mâna și mă ajută. Dar ce cărați șeful de așa de greu?
carne, ce să car... car... casă de porc? Pentru că am găsit niște porci la solduri și am luat mai multă să ne ajungă până la Crăciun. Hai, pune mâna și ajută-mă că-l scap. Gata, gata, aulu! Aulu, dau ce greu e. E un porc mare la viața lui. Aulu! Hai, mârlani odată, că fără grade, adio întâlnire! Parcă ești prost, dar normal, dacă a murit mortul, înseamnă că a murit și microbe odată cu el. Mama dracuia! Microbilor, mai e careva acolo? Măi, mai trăiți? Înseamnă că e morți. Ce faci, mârlane? Verificam să nu cumva să fie de șurubate cu ele, că să nu iasă infecția afară, ăștia, virus și microbi. Da, 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 lasă că verific eu, hai, hai, dispar de aici, hai, lasă-le vierul, lasă-le vierul. Hai, urată. Șeful, mă scuzați, da? Nu trebuia să ducem carnea asta în congelatorul de la bucătărie? Că parcă așa a zis că aici e carne de porc. Bravo, trașcă! Bravo, bine că ți-ai dat seama! Hai să o ducem în bucătărie! Hai! Încet, încet! Gata, șefă, m-am echipat, acum pot să mă... Ivardul Apal! Al domnului să fie, al domnului comandant, vorbea șeful, cu șeful vorbea, cu... pot să mă duc să repet cu mortul? Cu mortul? Păi da, șeful, că trebuie să mă duc acolo să văd sicriul ca să mă inspire, să intru în atmosfera asta de creț, de mormântare, de... să repet prohodul o dată, de două ori, că doar nu vreți să fac playback la Dita Mai Funerarele Naționale, îl transmitem direct. Nu? Bine, mă, du-te. Dar să nu dea naiba să te atingi de coșciuc, că te omor eu, înaintea virușilor. Pace ție, fiule. Șefule, ce am? Doamne miluiește, binecuvântează tu această unitate. Furculițele, lingurile, paharele, cantina și bucătăria unității. Binecuvântează pachetele și pe mama lui Gogoașă care le trimite. Binecuvântează-l pe sergentul Mărlanu, cel mai destoinic și mai... Și în unitatea noastră, care săracul nu mai e sergent, dar o să fie el într-o bună zi. Păi ce, mama dracu? Ce că l-a sigilat, ce vagabonzi ordinari? Cum l-a sigilat, mă, dacă e zis desfăcut? Ah... Nu ieși ebola, nu ieși, nu ieși. Ia uite-o ce gras e ăsta, dă până în afară. Mă țin gradele, mă. Mânca ca porcul, vede că ai fost colonel. Mărlane, lasă-mă să mă odihnesc, că te bântui. Mortul vorbea așa! Șeful! Ajutor! Mortul! Ajutor! Aoleu, dacă-l cheamă pe șeful, m-am nenorocit! Ha 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 ha!
ce e? Nu că sunt și idiot. Dacă îi spun că am umblat la Coșciug, mă moară. Ce ai făcut, mă? Ce mi-ați ordonat? Am învățat prohodul șeful, știu că a pătat în rost. S-aud. Acum? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Mărlane, am zis prohodul. Păi prohodul e șeful, nu v-am zis că știu ca pe tatăl nostru? Că versurile e versiune nouă, seamănă versurile între ele. Era să dau de dracu. Iartă-mă, Doamne, dar gradele tot îmi trebuie. Domnul Mortu, pot să vă deranjez un minut, domnul Mort? Ce prost sunt, vorbesc eu cu morții de parcă... Ce ți-am zis eu, umflatule, să nu mă mai deranjez? Să nu mai... Să trăiți! Șefu! Ajutor! Am înțeles că ai învățat prohodul. Dar dacă mai intri o dată, o singură dată aici, fără să bați la ușe, o să ți-l cânt singur prohodul. Hai, la... Tavela, Mitu! Hai și Mortu, șeful, să ne puresc! Păi normal, Mărlane, lui fi exasperat cu cântatul tău gâjeit. Nu, 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 șef, veniți că eu nu glumesc ca... Unde-i mă Mortu? Aici era șef. Aici în camerea, că vă jur că am când am... Hai, dacă vă spun, băgați-mă la nou, vedeți că nu mai e. Aici. Tu asta urmăreai, să deschid, să mă infestez și să mor, a? Ca să scap de mine, să-mi iei gradele tu. Ai văzut că nu vreau să ți le dau de bună voie și vrei să mă omori, a? Doamne! Șef, 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 Mortu, ajutor, Mortu! Ce-ai mă cu mine, mă? Ce-ai mă cu mine, mă? Lasă-mă, pate! M-a pus eu, șef, cum ai... Nu te lași, a? Bine! Las că-ți arăt în ține. Nu vreau mă să-ți iau gradele, tâmpițule! Șeful! Șeful! Șeful!
veniți repede, că am dovada! Am dovada, șefa! Acum v-ați găsit să leșinați când aveam dovada! A leșinat? Mersi, Doamne! Mersi, Doamne! Mersi, șefu! A ieșit mortul din coșciug, ai? Și poate eu sunt prostul tău, mă, Mărlane? Pa, cuvânt, domn caporal, dacă vă spun... A, mă, lasă-mă! Ne-a atacat nebântuie, l-a atacat și pe șeful, dacă vă spui că l-a lovit. Pa, tu nu ești drept. Eu fii atent ce zic. Te duci la întâlnire cu o gagică cât mai repede. Că te-a nebunit de cap abstinența aia. Păi tu nu ești zdravă sau care-i treaba? Al meu trebuie să-l bag de desubt ca să nu-l vad. Jur, șeful, am văzut cu ochii mei. Vă las tot timpul după mărlanul ăla. Păi e tâmpit șeful, într-adevăr, e tâmpit. Dar dacă eu, dica mai caporalul, l-am văzut și eu, vă dați seama că e treaba necurată la mine. Bă, voi chiar ați înnebunit, mă. Haide, șeful, vă rog frumos să vă convingeți. Ăla nu mai e la locul lui. E un blac la sigiliul de la... Dacă vă spun... V-a suflat în gură, mărlan. Așa, șeful, că la unitate face la bântuie, dacă vă zic. E pericol mare. Măi, dar mă înțelege că nu sunt utilicar, eu sunt colonel, mă. Te-ai informat ăștia de la foarte greșit. Dar nu vezi ce grade am, dar cine ai vrut să vede? Da! 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 Nu sunt gradele lui șeful să nebunesc. N-am vrut să-l iau de la dumneavoastră. Sunt de la șef. Jur, uite să-l ajung sergent înapoi, dacă vă miți. Poftim, nici măcar sergent nu ești, măgar mincinos. Să-i mici, da, Dana. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ascultați la Mărlanu, mă? N-ascultă-mi șeful, dar e clar ce vă zic eu! Haide! Haide să vă convingeți! Ia! Uitați-vă-ți! Uitați-vă-ți! S-a umblat la catarama asta! Uite! S-a dus sigiliul, nu mai e! A ieșit! A fugit! E până unitate! E belea mare! Ia controlează-mă unul, dacă e înăuntru! Ce faceți, mă? Trașcă! Pune mâna și controlează! Hai, treacă, păi te invită șeful, băi, n-ai pic de inițiativă în tine. E toroapă, e tântălău și da, moare toroapă ăsta. E greu să creu, înseamnă că e înăuntru șeful. Da? Perfect.
două ore să fii la cimitir. Pregătiți tot de mormântare. Toate cele necesare. Hai! 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 Bă! Bă! Deschideți, bă! Deschideți, bă, că sunt eu pupăză! Nu mă lăsați aici! Bă! De ce nu e șeful? E cor! Mea! Pentru că a murit de o boală contagioasă. Ebola! A uitat să stea! A uitat să stea! Da, a pus și el mâna. Eu am uitat să stea! Nu tu ai vrut cameră pe hol? Ce proastă sunt! Sunt după aia, știi? Să ai, bă, cu cine schimba o vorbă? Să joace o tablă? Hai, mă! Ei, pentru asta, din acest moment, ai solda suspendată pe următoarele 3 luni. Ah! Și... când îți mai vin idei să te îngrop de viu, ca idiotul, anunță-mă și pe mine înainte, ca să mă trec beneficiarul asigurării tale. Că nu strică și mie vreo 300.000 de euro în buzunar. Lasă-mă, pupăză, că te mai împrumutăm și noi, nu-i problem. 300.000 de euro? Am asigurare de 300.000 de euro? Am asigurare de 300.000 de euro? Are asigurare de 300.000 de euro. Pupăză, nu e zdravă la cap. Să zicem până absurd că o să ne creează ea de la asigurări și iau banii. Ce faci tu după aia, că tu oficial ești mort? Aud? Nu merge, pupăză, planul ăsta nu merge. Chiorete, credeam că mi-ești prieten, mă. Eu sunt prieten, da... Da ce? Da ce, mă? Mă las să mor de foame fără soldă timp de 3 luni? Să atârn la pomana lui Mârlanu? Halal, prieten, prietene. Mă, popăză, eu când îi spune lui șeful ce vrei tu a face, mă, ăla o să te... Dar de ce să-i spunem, mă? De ce să-i spunem? Pentru că dacă te crede mort, o să-ți scoate certificat de deces, îți restructurează postul și ești pa la revedere, conștientule. Te șterge după fața pământului. Nu mai zici! Nu mai zici! Uite că la asta nu m-am gândit. Dar lasă-mă, că îi zicem după ce încasăm banii. O să-i dăm și lui partea și... Bă, nu trebuie să știe nimeni în afară de noi doi, pentru că ăia sunt proști și ne dau de gol. Nu spunem nici lui Ema? Nici. Că de-abia aștept să văd dacă ține la mine sau nu. Auzi, dacă vine cumva să mă bocească, să nu o lași să mă pupe, mă. Că eu mă excit și ne dăm naibii de gol. Chiorete, lasă-mă în pace cu dezirea ta, o să vină! Șeful, a murit pupăză! Eh, asta e altceva! Cum a murit pupăză, mă? Uite așa! Băi, Chiorete! A, șeful, ce m-am tot împalmuit atâta? Eu vă exemplific cum a murit pupăză!
Dă inimă! Dă inimă? Dă inimă rea! Că i-ați luat solda, i-ați confiscat-o! Bad, șef! Bad, bad! Ce-am făcut? L-am omorât cu mâna mea? Da! În toamna de-aia ar fi bine să n-anunțați forurile superioare, ca să nu vă acuze de crimă. Mai întâi îl înmormântăm și după aia anunțați, că să mai acoperă din urme. Crimă? Înmormântă? Mă, chiar e bort? Ce bort? Bort! Da binele! Că i-am cumpărat și coșug, de banii mei, că mi-a fost prieten, șef. Aoleu, ce m-am închilozat! Hai! Mori! Mori că vine șeful! Și gândește-te cum ești de îngroapă că... Eu ce de țic! Păsă! Ce-ai făcut? Unde ai dus tu și ai lăsat unitatea numai cu Sigur Caporal? Cum ne descurcăm noi cu Sigur Caporal? Chiar, șeful, cum ne descurcăm? Mârlane, tu chiar nu ai nimic sfânt? Ba, am, șef, am o cruciuliță de la bunica, nu mai am, am dat-o pe niște țuică, la gropare. Mârlane, încetează, că lumea suferă aici. Da, și eu sufăr, șeful, ce nu sufăr? Unde te-ai dus, dumneavoastră? Unde te-ai dus, unde te-ai dus? Tu nu-ți mai trebuie trezări, așa că le scoatem. Șeful, că-i păcat, le mănâncă viermiți, noi le avem pe inventar. Ești! Dar de ce să ies? Ce? Ce, n-am... Sunt prietenul lui, am fost camaradul lui și vreau să-l petrec până în ultimele clipe. A lăsat, bă, vreun testament, ceva? Nu-ți. Sunt, bă, te-ai uitat pe-n buzunare, poate scrie la cine lasă gradele. Ce este? Mama, mama, stai! Da, ține-ți-o, bă, că-l răsparmă! Ce faci, mă, obsedatule? Nu vezi că sufăr? Iar de prostii? Sufer! Cum s-a întâmplat? Cum? Am murit de inimă rea, din cauza... Mea? Exact, din cauza ta! Nu o să-mi iei niciodată, bă, așa! Scuzați, am sughițat de emoție! Ema, ridic-o! Taci, tă-n gură! Excit, ridic-o! Ridică, Doamne, la cer! Pe robul tău, pupăză! Ema, ridică-te, dragă! Nu mai plânge în zona aia, păi vrei să... Doamne, iartă-mă, să pară că-i sinucigaș, că numai aia să udă în zona aia. Și după aia popa nu-l mai primește în biserică, e. Mânci! Lasă-l-i, dragă, lasă-l-i! Dacă vă zic, șeful, am auzit eu cu... urechile mele, vorbește cu mortul! Nu vorbi, mă, că de-aia e paranormal, nu? Vorbește de paranormal, șeful! S-a dilit! De fapt, nici după bine, că ei doi era ca doi frați. Când îți moare fratele, nebunești. Eu așa, cel puțin, dacă mi-ar muri fratele, aș nebuni. Nu, Rane, așa de mult ții tu la tindică? Aș nebuni de bucurie! Șeful, nu-i glumă, Chiorete s-a dirit și dacă s-a dirit Chiorete, adio autoritate în unitatea asta, că al caporal nu mai e. Și o să se instaureze de Badada, Lambada și alte anarhii cu care mai cunosc eu. Și dacă se instaurează anarhia, adio scaun. Vorbesc de-al dumneavoastră, chiar nu vreți să vi-l salvez? Oh, hello, hello, hello.
Stai treacul la un loc, mă, în clipele astea grele, ție ți arde de distracție. Stai treacul la locul tău. Mă, dacă intra careva. Păi da, mă doare, mă, și pe mine spatele. Te doare spatele. Vrei bani? Îndură. Vezi că am vorbit cu Van Damme. Îți apă el groapa. Ca să nu mai dăm bani la gropar. Bravo, mă, foarte bine. Bă, da, ăla e nebun, mă, și ăla mă astupă imediat. Cum mai ies? Nu te astupă, mă, că prima aș dată îl duce pe șeful la unitate, după care se întoarnă el și se apucă de treabă. E calculat totul la secundă. Vezi, că am un plan ca să explicăm lui șeful cum dă te-ai înviat tu la loc. Înțelegi? Ia atent, Acilea. Ce ai, mă, Rane, te-ai lovit? Nu, caporal, sufer și eu, că a fost colegul meu. A, da. De ce te-ai dus, pupăz, așa de tânăr? De ce, 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 caporal? Ca să-ți revii, că intrase în criză. Da, sufer și eu, că am dreptul să sufer, că m-aș și vinovat pe de-o parte. Că când eram șef mai demult, l-am cam persecutat și acum pare rău când s-a dus pe lumea în altă, n-am apucat să-i cer iertare și mie îmi pare rău când nu-mi cer iertare. Și acum mă gândeam că dacă tu cu paranormalul tău poți vorbești cu el pe lumea în altă, să-l întreb, mă, dacă m-a iertat, că am așa un sentiment de vinovăție acută. Da, mă, uite, eu o să vorbesc, dar pentru asta trebuie să ne las singur, să mă concentrez. Hai că eu vă las singur, dar vorbește acum cu el, acum după ce ești eu, da? Acum, dar ieși! Hai că am ieși, plecat! Ca să mă concentrez și eu, da. Ai văzut, mă, popăză? Văzuși? Era gata-gata să ne surprindă Mărlanu. Tu trebuie să te concentrezi, să fii... Lasă-te, bă, pe mâna mea. Lasă tâmpenile. Ție ți-ar de la țigări. Deci fii atent aici. Șeful! Șeful! Bibica! Dragă, eu zvor după pupăză, nu după mângâierile tale libidinoase. Să nu-ți mai prind mâinile pe mine. Hai, dragă... Necazul ăsta ar trebui să ne apropie, nu? Că oamenii uită de micile neînțelegeri când dau de greu. Hai. De micile, trașcă, dar nu de alea mari, uriașe, ca nesimțirea ta. Hai, dragă, nu exagera. Mie mi-e dor de tine, Bilico. Mi-e dor. Pleacă, trașcă! Și pupăză mort mă excită mai mult ca tine. Stai la un loc, mă, nu te tot mă înfui, mă, că mult a fost, puțin a rămas, mă, băi, mergi pe mâna mea, mă, ai răbdare, mă, popăză, că acum se termină totul. Păi nu și așa, sunt într-o dilemă de... Haide, șeful, ce stați la ușă? Haideți înăuntru, că nu vă mănâncă mortul. Chiorete, vii, te rog, până la mine în birou un pic. Te rog. Să, păi... Să... Hai, hai, mișcare, mișcare. Auzi, făi, bă, ce stii și pentru mine, că eu am un pic de treabă, da? Chiorete, pupăză nu e mort. Ba, e șeful. Eu vorbeam cu el pentru că sunt turburat. Văd, Chiorete, dar trebuie să înțelegi că pupăză nu e mort. V-a zis? Cine să-mi zică? Nu mi-a zis nimeni nimic. Tu trebuie să înțelegi. Pupăză nu e mort. El trăiește veșnic în sufletele noastre. Așa, da. Sunt atât de marcat că nici nu mai știu ce să fac, ce să mai zic. Sunt praf, șeful. Tu ai fost prima mea dragoste adevărată. Și încă mai ești. De ce a trebuit să mor, pupăză? De ce, oare? De ce? Tu și mort ești la urma sar, dragostea mea, pupăzelul meu mic. O să fiu pupăza ta pentru ultima oară. Ce faci, fa?
curaj! Treci imediat în cort! Imediat! Treci! Treci! Trecu, da. Chiorete, dacă în următoarele două ore mai intră vreo femeie aici, eu o violez. Da? Nu fac sex cu ăsta nici moartă. Ba, face, puraș, că e ordin. Să rămână șeful. Nu vezi în ce hal ești? Ai ajuns să călărești morții. Dar te ții capră răioasă, coada pe sus. Dar nu puteți să mă obligați. Corect. Dar poți să te țin la carceră până faci. Că eu n-am nevoie de nebune cu creierul inundat de hormoni, prin unitate. Mai gândește-te. A, și acum, Bibilico, cred că trebuie să-mi dai un pupic dolce, că știi că eu nu mă excit altfel. A? Îți dau, mă. Ia zi, mai vrei sau te-ai excitat destul? Asta e, pupăză. Cum l-a avansat pe Mărlanu? De ce? Ca să mă scutească pe mine de responsabilități, că vezi, doamne, sunt turburat de moartea ta. Băi, eu ți-am zis că să iasă complicații, ți-am zis, ți-am zis! Stai, mă, liniștit, că în câteva ore încasăm banii și se rezolvă totul, hai! Hai! Și lasă ăsta închis, așa că, cine știe, mai vine vreo muiere, de-aia mai pățim vreo rușine, ceva. Lasă-l așa crăpat, că am fobie de data trecută. Treci că îți bag... fobia ta cu tot. Dar unde-i trașca? Se recuperează șeful, că eu când fac sex, fac. Deschideți-l. Deci, lăsați-l așa, părinte, că nu l-am îmbălsămat și mirați. Păi atunci, câte laiba cum trebuie, mă? Odihnește, doamne, robul tău. În locul verdeat. Am mișcat mortul. Scuzați-o, părinte, a avut o noapte grea și... Continuați. Odihnește, doamne, pe robul tău, în locul verdeață, unde nu-i... Bă, ce dracu are capacul ăsta, mă? Se poate să nu mai mă întrerupeți? Scuze, părinte, dar iese birosul și-mi puteți rușma. Spuneți, vă rog. Odihnește, doamne, pe robul tău, în locul verdeață, unde nu este nici... Au mișcat iară! Lasă-l naiba, femeie! Doamne, ferește! Citesc pentru ultima oară! Dar de ce, părinte, te lași cu vadă preoție sau care-i treaba? Nu ăsta-i citesc pentru ultima oară. Ha. Odihnește, doamne, pe robul tău... Numai puțin, părinte, că iese mirosul! Odihnește, doamne, pe robul tău, pupăză! Bă, dar n-ați putut să-l fixați odată, ca lumea crede, tu o să hâțână, dar tu o să hâțână! Incapabili! Hai de toată la timpul, că nu mai pot! Păi să mergem, părinte, hai, emo! Să fac gură la doamnă, să-i fac... Părinte, două minute să-i fac o respirație gură la gură ca să-și revie! Permiteți, permiteți că mă pricep la... Ce te pricep tu, bă? Cine ești tu, bă? Agentul de asigurări. De asigurări? Ce? Te pricep tu să-i faci lui Eba, bă, respirație gură la gură, îi fac eu, că mă, că mă pricep. Soțul face resuscitarea, da? Scuzați, mă sufocam. Deci nu e mă, nu? Adio, asigurare! De ce așa, pupăză?
Faci pe mortul ca să încasezi singur o amărâtă de asigurare. Care amărâtă, șeful? Că era vorba de 300 de mii de euro. Și nu încasam singur, o împărțeam cu Chiorete. Chiorete. Pe atunci și tu și el o să rămâneți simpli soldați. Ah. Și o să mai ajungeți caporali când o să vă avansez eu. Post-mortem. Vai, șeful, dar de ce trebuie să muriți dumneavoastră ca să-i avansați caporal pe părniții ăștia doi? Mai bine mă avansați pe mine înapoi la gradul de sergent în timpul vieții. Mârlane, până să mă omor tu cu prostia ta, zi mersi că ești caporal. Și așa e prea mult. Rămâne caporal? Nu. Pupă să fii cerebral, mă, nu poți să mă omori. Că te-am aruncat pușcăria pe viață dacă mă puși, mă. Ce vorbești, Mârlane? Ai uitat că oficial sunt mort? Și merge bine. Vezi că... Ha! Pupă! Nu mă omori, te rog! Nu mă omori, pupă, să-ți dau gradele mele, uite, o să fii dublu caporal, caporal major, te rog, nu mă omori! N-am nevoie de grade, Mârlane. Eu vreau banii de pe asigurarea ta, că pe-a mea am pierdut-o. Băi, vine și curând pe asta, ești sensibil. Era și greu să ratez, bă. Hai la următor. Următorul. Mamă, dacă nu avansez, cred că nebunesc. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Cazurile ar trebui să apropie oamenii, nu? Că la mițile... Mițile? Mici, mici, mici! Necazurile ar trebui să ne apropie, nu? Că oamenii uită de mițile... Puu! Îmi permiteți, mă pricep. Ce te pricep tu, bă? Te pricep tu la respirație gură la gură? Bă! Cine ești tu? Cine ești? Nu, dă eu! Cine ești tu, bă? Bă, dar tu cine ești, mă? Au, ce curent vine! Să mergem și la gogoș. Bravo, mergem și la următorul. Ba, curentul mă omoară! Păi normal,
șef, ăștia fac mizerie și noi ne pierdem gradele, a? Uite, șef, caporalii face mizerie și pe ne pune să rânim noi după ei balegarul pe care îl face. Uite, șeful! Ei, mizerie! Gura! Gura! A zis șeful, spune șeful! Toți sunteți niște porci. Ai șeful cam mai slăb, a? N-am slăbit. Gogoașe, ai 2 ore să-mi propui un sistem de monitorizare al toaletei. Ca să vedem și noi clar cine intră și cine iese. Liber. Ah, Chiorete, m-a sunat gagică ta, ci că vine la unitate. Se întoarce de Zirica! Yeah! Ce faci, mă? Pe mine! Dă emoție, șef! Se întoarce de Zirica! Apropo, până montez sistemul de monitorizare, voi veți răspunde de curățenia toaletelor. Și dacă mai găsesc cumva mizerie pe acolo, vă degradez pe amândoi. La pachet! De unde știi tu, trașcă? Domn caporal, mi-a zis că ne certam. Hai, o fi spus-o la nervi. Nu, cred treaba asta. Trașcă, ea abia așteaptă să-i aducă de Zirica copilul înapoi, să-l schimbe cu copilul vostru. Nu cred. Nu mai e așa. Ascultați-mă pe mine. S-a obișnuit fără. Ah, și mai nou acum, îi face avansul lui Pupăză. Ia, ziceți, vă închipuiți cu bebelușul la un sân și cu Pupăză la celălalt? Păi eu nu cred că ar deranja-o prea tare. Îți dai seama ce senzație, ca și când ar avea 2 bărbați dintr-o dată la sân. Sau unul cu 2 guri, ca alien ăla. Monstruță. Ce să zic, râdeți. Vă zic eu că nu o să mai râdeți dacă Dezireu o să rămână cu copilul pe cap. Ce zic? Și vă spun că dacă nu m-a ajutat să mă împac cu ea, așa o să se întâmple. Bă, trașcă, tu nu ești zdravân. Cum pot eu a-i șterge din memorie toate batjocurile, toate ocările de-i le-ai spus tu și ea să rămâie numai cu cuvintele alea frumoasele? Păi, domn caporal, dacă vreți cu adevărat, puteți! Că de-aia sunteți paranormal, nu? Da. Și vă spun eu că dacă nu vreți, o să creșteți copii negri. Na, 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 na. Ce zis? Neexclus nici într-un caz. Eu acum mă duc la iepuraș că ea trebuie să vrea copilul. Îl vrea, nu se poate să nu-l vrea. Auleu! Trece aceea. Ce ai, mă? Tiger! Ia zi-mă, vrei să fii caporal? Ce trebuie să fac să fiu caporal? Să mă ajut să-i degradăm pe ăștia doi, mă. Și pentru asta trebuie să întârzi montarea dispozitivului de te-a pus șeful să-l montezi la closete, să... Da, nici să nu te gândești, că mi-a dat exact 2 ore ca să studiez problema. Da, mă, tâmpitule, dar ești în ordin, că nu ești în vorbă. 2 ore, dar n-a zis 2 ore consecutiv, una după alta. 1 oră azi, 1 peste 3 zile... Dar nici nu am nevoie eu de 3 zile ca să-i aranjez pe ăștia, mâine-i aranjez. Auzi, și când pleci, treci tu pe la undeva unde ai un pic și fă o cerere la ăștia, la Sanepid, să trimeați o echipă în control în coa. Ai nebunit? Păi dacă află șeful, mă spunzură! N-are cum, bă, bălăule, că o semneze anonimă. Că așa să facem, mai pune și tu mâna pe un caragiale. Cartea mă refer, nu bag nota, că de-aia nu te respectă ăia de la Coniac. Bibirico! Bibirico! Știu, o trașcă. Vine de zire. Da, dacă tu crezi că o să te primesc înapoi, te înșele amarnic. Dispari. O, dragă, nu pentru asta am venit. Am venit să spun că te cheamă Popoza să-i faci un masaj, pentru că a rămas anchilozat. A mers. Iepuraș, ești acelea fa? Da, sunt la toaletă. Dar de ce ai făcut vocea asta? Văzuși lupul ea? E, aș fi vrut eu. Auzi, nu pui tu o vorbă bună la Pupăză să mi-l arate și mie? Că voi sunteți prieteni. Poate tu nu ești zdravănă. Ești fomeie cu copil. Am fost, Chiorete, am fost. Acum sunt free. Cum free, fane, e bună, că vine de direct, îți aduce copilașul acasă. E, să fie sănătoasă, ce am pus-o eu, dacă-l aduce să-l păstreze, da? Să-l păstreze.
Auzi chiar, și tu când ești poți să iei lucrușoarele alea de pe masă? Că mie tot nu mai întrebi, ia-le tu. Nici într-un caz! Yes! Scuzați, domn caporal! Ce ai făcut, mă nesimțit? N-am vrut chiar! M-a speriat și de sperietură, am stropit puțin. Ce sperietură, Morlane? Să-mi cureți uniforma cu limba! Dar ce zic eu cu limba? Cu cârpa, cu perea de sârmă, să-i dai foc, numai să mă cureți! Nesimțitule! Domn caporal, fă pe mine! Sau mă rog pe dumneavoastră dacă nu vă dați! Hai, nu vă dați! Nu, Mărlane, nu plec de aici, că trebuie să rămână toaleta curată, că altfel mă degradează șeful și de-abia aștept schienă. Nu plec până când nu monitorizează Buda, până nu pune cameră de luat vedere. Ai înțeles? Să până... Hai un pic și... Mă rog. Hai, repede și central. Central, am zis. Pot. Vezi că se poate. Dă-te. Da, Tașcă! Ați vorbit cu iepuraș? E durere mare! Trebuie să o hipnotizăm rapid! Eram sigur că o să mă ajutați să rup mâna, doamnă caporal! Lasă mâna, că n-avem timp de mână! Zi mai bine cum putem să o convingem să se uite fix la ce mișc eu! Aveți o poză cu pupăză gol? Pardon? Da, m-am înțeles. Trag de timp cât pot. Nu mai tragi de niciun timp. Botez dispozitivul ăla cum ți-a zis șeful. Că dobitocul de pupăză s-a mutat în WC-ul și ia de acolo 24 de 24. Mai poți să faci o șmecherie. Sistemul este super simplu. Ca să intri în toaletă, apropii cartela de cititor și ai intrat. Cartelele fiind nominale, practic vă identifică. În concluzie, când vom găsi mizerie în toaletă, vom ști cine a fost cel care a intrat ultimul. Și dacă n-a făcut ultimul mizeria șeful? Dacă balica-i de la ăla de înainte? Atunci înseamnă că acel ultimul e un mare bou. Și aici mă refer la tine, Mărlane. Vă mulțumesc, adic! Că numai ție ar putea să ți se întâmple treaba asta. Orice soldat, când găsește mizerie în toaletă, vine și anunță. Iar aparatul știe cine a fost înaintea lui în baie. Zău, genial să-mi trag una! Cartelele nominale încă nu au sosit. Momentan veți folosi două cartele de probă, care vor sta la caporali. Pupăză, răspundeți cu gradele de curățenie din toalete. Întrebări? Șeful, dar asta înseamnă că eu dacă dau cuiva cartela să ducă la toaletă, înseamnă că eu trebuie să mă duc să și verific dacă n-am făcut mizerie acolo, nu? Te-ai prins, Chioret? Mă, ce perspicaci ești, mă! Lasă-mă că e mai bine așa decât să stai acolo non-stop, că mi-a intrat și miros în piele. Ai auzit? Hai, baftă! Cine e barosan și are cartelă, se duce primul să o încerce la baie, adică J. Ha, ha, ha! Acum faceți poza! Ce faci, mă, Chiorete? O poză, că doar ești primul utilizator al cartelii, bă! Asta rămâne pentru posteritate! Bă, șterge noi bine de acolo, că cine știe pe unde mai ajunge? Da, ajunge, bă, nicării.
Pupă să... Bă, am nevoie. Așa. Păi hai, mă, bă, pupă să... Hai, bă, tu nu vezi să verifici dacă a lăsat curat. Corect, ai dreptate. Corect, păi corect, hai. Corect am fost toată viața, bă. Hai, taci, bă, că te vedeți, bă. Hai, hai. Hai, mai repede. Hai că nu știu cât mai pot să-ți iau. Hai, du-te. Hai, iau înainte că nu mai pot. Ah. Da, mă, Mărlane, lăsa curat, lasă-mă. Păi de-aia că nu vreau să am discuții, pormă, că cine știe, Doamne ferește. Da, 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 hai, culcă-te. Hai că mă culc și eu, dar... Mai zi o dată ca... Gogoașă! Spală-mă un pic. Mai zi o dată ca să fie cu martori, ca să nu avem discuții. Mărlane, ți-am mai spus, ai lăsat curat, da? Așa. Hai, culcă-te. Unde am lăsat curat? În toaletă. Mărlane, nu-ți forța norocul, culcă-te, am zis că dacă nu... Ce faci, mă, pentru atâta lucru m-ai trezit? Dacă nu mai adorm. A, adormi, mă! Ce-am zis? Dă cartela, bă, că-mi vine. Bă, drecu, iată. Ai grijă cu el. Că nu ești fără. Șeful! Domn colonel, săriți că a făcut pe capac de norociții! Ce? 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 Gratele! Unde? Ce? Ultimul șeful! Bine, șeful! Bine, m-a controlat! Am și martor să spuie că l-am trezit pe Gogoașe spre ca să vadă că m-a verificat și era curat la zi, bă! Așa e. Vedeți? Dar s-a dus după aia caporalul Pupă și s-a făcut el nevoile acolo și a lăsat mizerie ca să mă bage pe mine în câh să dă față cu dumneavoastră, ca să pic eu prost. Aaa, minte, șeful, nu m-am dus, că eu am adormit buștean. Aha! Tu te-ai dus, mârșavule, să mă degradeze pe mine ca să nu mai duc singurul caporal, crezi că nu știu? Bă, tu nu ești zdravă la cap, eu am dormit tot timpul, n-am avut nicio treabă cu toaleta. Sau mai bine zis, cred că tu ai făcut-o în numele meu ca să par eu, mă înțelegi, ca să-mi pierd eu gradele, să rămâi tu singurul caporal, acum e mie în tot un clar. Gura! Cartelele rămân la mine. Marși în paturi, hai. Șefu, fac! Neam. Mersi! Să trăiți! Șefu! Ce? Cartela, că am și eu nevoie. Era Gogoaș. Șeful! Ce vrem? Nu l-am găsit pe Gogoaș. Dați-mi cartela cealaltă, vă rog eu. Eu ațin-o. Mulțumesc, șeful. Ieși afară, idiotule! Hai! Hai!
S-a trăit? Iși! Mă țin? Șeful! Ce mai vrem? Mulțumesc frumos, șeful! S-a trăit? Nu mai pot, nu mai pot! Ieși! Am ieșit, șef! Am ieșit! S-a trăit! Doamnușor! Șeful! Ce vrem? V-am adus cartela. Vă mulțumesc frumos! O face special, nu? Bine, mă! Stai și... Șeful! Alarme! Alarme! Otrăviți pătrânile și copiii! Alarme! Șef, tot strept! Anunț foarte important! Bandam! Ca să nu vă omor eu, din momentul de față cartelele stau la el. El e Dumnezeul Budei. Taie și spânzură! Și să nu îndrăznească vreunul să mă mai deranjeze, că își riscă viața! Deschide că fac pe mine. Un leu. Ce, mă? Taxă de igienizare. Vrei să mă duc la șeful? Mă ameninți. 2 lei. Vandamiu e nebunit. Coroborat cu jignire, 5 lei. Dar nu să faci tu credit ca să intri la baie, să nu spui tu mie, Vandam. Eu nu-i dau niciun ban, mă. Bag în măsa. Ba, dacă mă enervez, îl și bat. N-ai curaj, mărlare. N-am curaj, pe pariu? Da. Pe 10 lei, de la Gogoaș. Pe 10 lei. Ah, te termin, Vandame. Păi bine, șeful, pe banii mei. Stai, n-ai Gogoașe, că dacă ne scapă de Vandam, intri moca la budă și se amortizezi și banii câteva ore. 20. Deschide-te, grăb! Și încă 5 pentru amenințare. 25. Ce ai făcut, grasule? Bă, deschide repede că vine ea de la Sanipid. Deschide să văd cum e. Ce facem acolo? Mărlanu! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ia uite afa! Poză cu pupăză, gol! De când facea el modeling? Înțelegi? De era el la almanacul satelor apărut în el. Deci, când ajung la 3, tu adormi. 3. Ia zi, bă, trașcă, ce-o pun pe asta să uite, bă? Domn caporal, tot ce am spus eu despre bebe. Aha. Iepuraș, mă urmărești cu atenție, da? Te urmăresc cu atenție. Din acest moment... Uiți tot ce ți-a zis, trașcă? Ei, n-am făcut nimic! Lasă-mă în pace, trebuie că fac pe mine! Te omor, grăsanule! Cred că s-a trezit, domn caporal. Iepuraș, tu ești cumva supărată pe mine? De ce să fiu supărată pe tine? Înseamnă că pot să mă mut cu tine în cort, nu-i așa? De ce să te muți cu mine? Pentru că sunt soțul tău, dragă! Tu, soțul meu! A, domn caporal, ce glumă bună!
Suntem la camera ascunsă? Ziceți unde? Știi când o să fii tu, mă, soțul meu? Când o fi gogoașă star porno! Mă, iepuraș, dar e deja. Hai să fie, da. Bă, trașchi, eu cred că i s-a șters cam multă memorie. Da. M-ați impresionat cu toaletele. Sincer. N-am văzut așa curățenie de când sunt în sanepid. Dar sunt și funcționale. Le-a ținut închise special ca să fie curate. No, păi se poate. Ce credeți că soldații mei fac în bos? Să trăi seamu, să trăi răța. O dam pământul ecologic, cum scrie la normele UE. Nu m-am gândit eu, șef! Și. Taci! Trașcă?